nicio vină. Am cerut să renunțe la repartitoare, nu vor. Chiar Covrighe, am spus, doamne, pune două calorifere electrice, că mai am un caz asemănător la această scară, unde o doamnă și-a pus două calorifere electrice, are căldură în casă și a plătit pentru două calorifere, a plătit 1.200.000. Iar dânsul mi-a spus că nu pune calorifere, pe motivul că dacă nu plătește curentul, îi oprește curentul electric, iar la asociații va plăti când o să aibă bani.